La Roma au răsunat aseară colindele tradiționale românești cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, unul dintre ocrotitorii eparhiei și a Zilei Naționale a României. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat a 6-a ediție a concertului tradițional de colinde și cântece de stea în Bazilica Santa Cecilia. 5 grupuri corale au urcat pe scenă și au încântat publicul prezent. La eveniment au participat cei doi ierarhi ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, reprezentanții autorităților civile și religioase din România și din Peninsula Italică. Am avut bucuria să reluăm tradiția de a face un concert de colinde. Un concert de colinde la care anul acesta au participat 5 corale, care ne-au bucurat cu diferite modalități de cântare, fie psaltic, fie armonic, în armonie de voce gale feminine, voce gale masculine, cor de tineri, cor al seminarului teologic greco-catolic de la Roma, Pio Romeno, și cele două corale, cea bizantină și cea polifonică ale episcopiei noastre. La finalul evenimentului, cei doi ierarhi și membrii corurilor participante i-au colindat pe cei prezenți, dând slavă lui Dumnezeu pentru bucuriile care se revarsă în lume, mai ales în această perioadă.